De la sfârșitul războiului rece a existat un fel de pace tensionată între Statele Unite și Rusia. Cel mai mult a ajutat acordul că un război nuclear va pune capăt vieții de pe planeta noastră așa cum o cunoaștem noi în prezent, astfel riscul iminent că un armagedon nuclear va distruge planeta s-a stins de-a lungul timpului. Însă, din păcate, în ultimul deceniu, SUA și Rusia au decis fiecare că nimeni nu respectă standardele impuse de înțelegerile care au pus capăt războiului rece, iar producția armelor nucleare și a sistemelor de lansare a început din nou să ia amploare. Pentru a înrăutăți și mai rău lucrurile, și alte țări au început să-și construiască propriul arsenal nuclear. India, Pakistan și Israel au capabilități nucleare diferite și este doar o problemă de timp până când alte țări se vor alătura clubului. La sfârșitul lunii decembrie, în 2019, știrile globale au redactat că Rusia a creat un nou sistem de livrare supersonic al bombelor nucleare ușor manevrabil. Acest sistem de lansare inovativ poate trece neobservat de sistemele de apărare împotriva rachetelor și este de 27 de ori mai rapid decât viteza sunetului. Va porni această nouă amenințare, noua cursă în armării nucleare, mult mai mortală decât precedenta? Haideți să începem prin a analiza datele tehnice ale acestei probleme. Numit și sistemul supersonic avantgarde, nu ar trebui în primul rând confundat cu o rachetă sau un proiectil. Rusia a lansat rachete balistice intercontinentale de-a lungul anilor, nimic ieșit din comun, însă Avangard este ieșit din comun din cauza faptului că este mult mai avansat față de sistemele mai vechi. Gândiți-vă la el ca la un planor care cară un focos nuclear cu super viteză. În timp ce majoritatea sistemelor sunt propulsate de propriile motoare după ce se detașează de vechiul sistem de lansare, Avangard este fără propulsie, dar are o traiectorie care îi permite să reintre în atmosfera Pământului cu viteze incredibile. O declarație făcută de cercetător ne spune: Navighează la marginea atmosferei și poate plana mii de kilometri înainte să-și atingă ținta, însă viteza planorului nu este singurul as din mânecă. Avangard este de asemenea extrem de manevrabil și capabil să evite orice sistem antirachetă sau contramăsură împotriva rachetelor nucleare. Dacă Rusia doar se laudă cu noua sa jucărie, rămâne de văzut, dar, obiectiv vorbind, sistemele de livrare supersonice sunt în general de 10 sau chiar 20 de ori mai greu de detectat decât cele tradiționale, iar sistemele defensive de apărare antirachetă au o eficacitate de doar 50% împotriva acestora, ceea ce înseamnă că sistemul ar putea fi imposibil de oprit. Rusia pretinde de asemenea că acesta este singurul sistem hipersonic din lume, ceea ce de fapt nu este adevărat. China are și ea un program nuclear supersonic care a fost construit în 2014 și mai are o platformă de lansare funcțională care poate lansa focoase nucleare cu până la de 5 ori viteza sunetului. Statele Unite construiesc de asemenea un sistem supersonic, cu toate că încă nu sunt clare toate specificațiile sale și de ce este capabil să facă. În ciuda acestei ușoare exagerări din partea Rusiei, ei par totuși să dețină cel mai avansat sistem nuclear hipersonic din lume. Însă, de ce au nevoie de acesta? Haideți să aruncăm o privire asupra declarației făcute în tratatul de neproliferare a armamentului nuclear. Rusia spune că au dezvoltat avantgard ca răspuns al retragerii Statelor Unite din tratatul de rachete antibalistice încheiat în 2002 care a fost în vigoare timp de 30 de ani. Acest lucru a marcat pentru prima dată în istorie faptul că SUA s-a retras dintr-un tratat de arme. Retragerea a fost criticată puternic de toți oficialii și nu a făcut decât să ducă la creșterea arsenalului de arme nucleare și scuturi antirachetă în ambele tabere. Mai recent, în august 2019, SUA s-a retras și din tratatul forțelor nucleare cu raza intermediară, după ce a acuzat Rusia de încălcarea acordului, ceea ce Rusia a negat cu vehemență. Tratatul a fost semnat de către președintele american Ronald Reagan și secretarul general sovietic Mihail Gorbachev la data de 8 decembrie 1987. Denigrarea a fost o lovitură puternică împotriva tratatului de neproliferare globală din moment ce acesta a fost unul dintre cele mai puternice acorduri, dintre cele mai puternice forțe nucleare din lume. Cu Statele Unite americane retrase din ambele tratate, singura protecție globală împotriva armamentului nuclear a rămas tratatul noului început care limitează producția armelor nucleare cu rază lungă de acțiune și urmează să expire în februarie 2021. Însă, iarăși, SUA a exprimat o oarecare ezitare la semnarea noului tratat, ceea ce poate reaprinde scânteia cursei în armărilor nucleare într-un mod agresiv, unul care se axează pe dezvoltarea sistemelor de livrare supersonice și nu pe vehiculele de lansare, cum ar fi bombardierele nucleare. Alarmant, redirecționările provenite de la ambele superputeri nucleare s-au schimbat în ultimii ani. În ultimul ghid de politici nucleare al Statelor Unite publicat în mai 2019, SUA a reconsiderat folosirea armelor nucleare cu randament redus pentru restabilirea strategică, iar Rusia s-a gândit să ia aceleași măsuri pentru a încheia conflictele avute cu Europa care în prezent nu merg prea bine pentru ei. Consilierii militari americani au sugerat că este posibil să se folosească armament nuclear fără daune colaterale semnificative sau victime civile, de exemplu scufundarea portavioanelor inamice în mare. Aceste raționamente, combinate cu ezitarea de a reînnoi tratatele nucleare existente, a aprins tema că opțiunea folosirii armelor nucleare nu va ieși din discuție. Nu este nevoie de multă imaginație să presupunem că dacă SUA și Rusia decid să atace portavioanele sau orice navă militară, represaliile vor fi rapide și la fel de destructive, iar din moment ce armele nucleare vor fi scoase la înaintare, nu va mai exista o cale de întoarcere. Unii experți cred că dezvăluirea dramatică a Rusiei și exaltarea arătată de Vladimir Putin asupra sistemului avangar ar putea fi un avertizment pentru Statele Unite dacă nu vor reînnoi tratatul noului început, acesta fiind începutul cursei în armării nucleare. Va fi o cursă cu consecințe potențial dezastroase, în special dacă China și alte națiuni cu capacități nucleare se alătură dansului. China deja a admis că nu are nicio intenție de a semna vreun tratat care să le limiteze capabilitatea nucleară pe care o au în prezent. Oare diplomația oficialilor va sugruma rivalitățile vechi în noua era a tratatelor de neproliferare nucleară și dezarmare? Sau, în ceea ce pare a fi scenariul cel mai probabil, vom fi martorii începutul unei noi curse a înarmărilor nucleare? Voi ce părere aveți? Aștept răspunsul vostru în comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!